Jim Năsturel și Lucas, mecanicul de locomotivă. Țara în care trăia Lucas, mecanicul de locomotivă, se numea Lumberland și era una tare mică. Era chiar neînchipuit de mică, mai ales dacă am compara-o cu oricare altă țară, să zicem cu Germania, cu toate țările Africii la un loc sau cu China. Era cam de vreo două ori mai întinsă decât o sufragerie de-a noastră și, în cea mai mare parte, era acoperită de un munte cu două creste, una mai semeață, iar cealaltă ceva mai mărunțică. De-a lungul și de-a latul muntelui ăstuia șerpuia o sumedenie de drumuri, întinse peste felurite poduri și prin nenumărate trecători. În afara drumurilor, mai era o șină de cale ferată, destul de întortocheată și ea, ascunsă vederii în cinci locuri, prin tot atâtea tuneluri și ajungând până pe cele două creste ale muntelui. Însă în Lumberland erau și niște case. Cum altfel? Cei drept erau doar două la număr. Una așa, ca toate casele, iar cealaltă cu o prăvălie la parter. Pe lângă ele, mai puneți la socoteală și o gară mică, proptită la poalele muntelui, în care locuia Lucas, mecanicul de locomotivă. Asta în timp ce sus, pe munte, prins între cele două creste, se înălța un castel. După cum e lesne de văzut, țara asta, Lumberland, era destul de plină, iar de încăput nu prea aveau cum să încape multe în ea. Poate că ar merita să mai spunem că trebuia să umbli cu mare băgare de seamă prin așa o țară, căci numai să fi pășit dincolo de granițele ei și îndată te-ai fi ales cu picioarele murate binișor. La urma urmelor, Lumberland nu era decât o insulă. Iar insula asta fusese aruncată taman în mijlocul oceanului nemărginit, ale cărui valuri, și cele mari și cele mici, se spărgeau zi și noapte de granițele țării. E adevărat că apele astea nu se mai potoleau câteodată, iar pe întinderea lor, netedă și lucioasă, se oglindeau pe rând noaptea și ziua, luna și soarele. Și, de fiecare dată când se întâmpla așa ceva, totul în jur arăta deosebit de frumos, sărbătoresc chiar. Astea erau clipele de care profita și Lucas, mecanicul de locomotivă, care venea pe plajă, se întindea pe acolo, pe undeva și se bucura de priveliște. Nimeni nu putea să spună de ce se numea insula asta Lumberland și nu altfel. Singura speranță rămânea ca, într-o zi, cineva să se apuce serios de treabă și să cerceteze și amănuntul ăsta. Cum spuneam, în țara asta locuia Lucas, mecanicul de locomotivă, cu locomotiva lui. Acestea îi zicea Emma și era o locomotivă tare destoinică, chiar dacă un pic de modă veche, căci era o locomotivă cu tender. Ceea ce deranja mai mult la ea era poate faptul că era puțin cam pântecoasă. Acum, sigur că oricine poate să vină și să întrebe, la ce bun o locomotivă ca asta într-o țară atât de mică? Păi, orice mecanic de locomotivă are neapărat nevoie și de o locomotivă, căci altfel ce-ar mai conduce? Vreun lift? Ei, dacă ar fi așa, nici nu s-ar mai chema mecanic de locomotivă, ci mecanic de lift. Cât despre mecanici de locomotivă, aceștia nici nu-și doresc să fie altceva decât mecanici de locomotivă. Atât și nimic mai mult. Ca să nu mai spun că în Lumberland nici nu se găsea vreun lift. Lucas, mecanicul de locomotivă, era mic de stat, plinuț și îl interesa prea puțin faptul că cineva i-ar fi găsit sau nu vreun rost locomotivei lui. Purta o șapcă cu cojoroc și o salopetă. Ochii îi erau la fel de albaștri ca cerul senin, de vreme bună, de deasupra insulei Lumberland. Fața și mâinile îi erau însă aproape pline de negreală, de la ulei și de la funingine. Și chiar dacă se spăla zi de zi cu un săpun special pentru mecanicii de locomotivă, nu reușea să înlăture chiar așa de bine toată funinginea. Și asta pentru că funinginea intrase adânc sub piele în toți anii în care, zi de zi, Lucas se umplea iar și iar de negreală. Când râdea, și o făcea destul de des, între buze îi răsărau o mândrețe de dinți albi și strălucitori cu care se și încumeta să spargă orice nucă sau alună. În plus, în urechea stângă, Lucas purta prins un cerceluș de aur și mai mereu îl vedeai pufăind dintr-o pipă mare înfiptă în colțul gurii. Chiar dacă Lucas nu era cine știe ce munte de om, avea totuși niște puteri așa mai deosebite. De exemplu, dacă voia, putea să îndoaie o bară de fier, înodând-o într-o fundă.
atât că nimeni nu știa prea bine cât de puternic era Lucas și asta fiindcă lui îi plăcea liniștea și traiul pașnic, iar puterea nu trebuie să se-și opună niciodată la încercare. În afară de asta, așa, în particular, Lucas era și puțin artist. Un artist al scuipatului, căci nimerea atât de bine flacăra unui chibrit aprins de la o distanță de vreo 3 metri și jumătate, de a ajungea să o și stingă. Și asta încă nu era nimic. Se mai pricepea el la încă un lucru, unul pe care nimeni de pe lumea asta nu l-ar fi putut face, să scuipe în buclă. În fiecare zi, Luca să-și conducea locomotiva de câteva ori de-a lungul șinei șerpuite de cale ferată, trecând prin cele 5 tuneluri, dintr-un capăt al insulei în celălalt și înapoi, fără ca vreodată să-i se întâmple ceva demn de luat în seamă. Emma pur și simplu pufăia și șuiera de plăcere, iar uneori putea fi auzit chiar și Lucas fluierând încetişor un cântecel, așa ca pentru el, de se ajungea până la urmă să-l șuiere în duet cu locomotiva, un lucru care devenea tare amuzant. Și asta mai cu seamă când treceau prin câte un tunel, căci acolo cântarea lor răsuna, nu glumă.